E bine aici? Vă salut cu pacea Domnului și apreciez că rar dau de o biserică cu o sonorizare bună, în care chiar auzi cuvântul Domnului. Apreciez pe cei care lucrează la tehnic și mă bucur să fim împreună în seara aceasta. Când m-am rugat acasă pentru această ocazie, am zis, Doamne, dacă sunt doi, eu mă bucur. Și suntem mai mulți decât doi. Dragii mei, am sufletul încărcat de la niște experiențe din această săptămână și vreau, în primul rând, să vă spun două experiențe din istorie, una de ieri, din viața mea, și vreau să vă întreb, să fiți atenți la ele și să-mi spuneți nota lor comună. Da? Prima dintre ele, o frântură de istorie din anul 79 după Hristos. Cetatea Pompei, o cetate bogată. Ați văzut că arheologii caută și astăzi și descoperă trupuri pietrificate de la lava și căldura aceea de la cenușa vulcanică. Găsesc trupuri întregi. Oameni care au vrut să scape, dar n-au plecat la timp. Pe lângă trupurile umane pietrificate, mai găsesc pe pereți fresce, desene ale timpului respectiv, cu oameni în ipostaze depravate, ceea ce ne arată că cetatea aceea era o Sodomă a timpului respectiv, era foarte imorală. Și într-un fel explică de ce providență Dumnezeu a zis stop. Asta se știe. Mai puțin să dă atenție la semnalele care au fost premergătoare dezastrului. Cu ani înainte, împăratul Nero venise în această cetate, a intrat în templu, într-un templu idolatru, bineînțeles, și el avea mania poeziilor, a spus o poezie și un cutremur s-a declanșat. El era un om curajos. A stat până și-a terminat poezia, a plecat și după ce a plecat el, clădirea aceea s-a dărâmat. Oamenii se obișnuiseră cu aceste cutremure. Și la un moment dat, în anul 79, dezastrul s-a dezlănțuit și mii de oameni au murit. Era un port, cetatea Pompei. Și rămâne până astăzi ca o avertizare. A doua experiență. Titanic. Cine n-a auzit de Titanic? Știm că acel capitan a zis, pe vasul acesta nu va fi scufundat? Nici chiar Dumnezeu nu poate să-l scufunde. Avea compartimente. În caz că unul era lovit, se închidea, rămâneau celelalte. Noaptea, 1912, în aprilie, așa, a fost lovit de un ghețar. Și știm ce s-a întâmplat. Dar puțin se dă atenție faptului că în ziua precedentă, 7 semnale au fost trimise echipajului de pe Titanic. Vedeți, e o zonă periculoasă. Sunt ghețari. La câte semnale credeți că au dat ei atenție? La niciunul. Au păstrat viteza maximă. Și știm ce s-a întâmplat. Ieri, eu sunt din Mălende, Dâmbovița, sunt aproape de oraș, și când am făcut liceul, am găsit o familie binecuvântată de Dumnezeu. Nu eram creștin atunci, la începutul liceului. M-am întors la Dumnezeu în timpul liceului, pe clasa a 10-a. Și în clasa a 9-a, părinții mei au căutat o gazdă, am căutat o soluție și frații mei, o familie deosebită din Văleni, părintele acestui prieten, al meu coleg, al meu, a zis, nu-mi dai nimic, înveți carte, stai cu băiatul meu, fiți cu minți, nu-mi dai nimic. Ce familie deosebită! Ieri m-am întâlnit cu acest băiat pe care nu l-am mai văzut din liceu. Din liceu nu m-am mai întâlnit cu el. Și am zis, Doamne, dacă îl întâlnesc, vreau să-l îmbrățișez și, să-i spun mulțumesc. Atât vreau să-i spun. Pentru că venind la Dumnezeu, mi-am dat seama că e o datorie să mulțumim oamenilor prin care Dumnezeu ne-a ajutat. Mă mulțumesc. Nu o să-i dau nimic, înțelegeți? Da, dar un mulțumesc merită. Și ieri, mergând la un târg acolo pe dealuri, fiind sărbătoare, sora mea spune, uite-l pe Daniel. Cât m-am bucurat, m-am dus la el,
Și eu port urmele bătrâneții, nu-i așa? Mi-a crescut burta, mi-a căzut părul. În fine, dar dragii mei, când l-am văzut îmbătrânit și supărat, i-am spus să nu pădure și l-am îmbrățișat și am spus mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. A zâmbit, era fericit. Dar apoi mi-a explicat sora mea, a trecut prin multe greutăți băiatul acesta. Atât de multe greutăți și necazuri a avut încât nici nu mai e cum trebuie. Și m-am întristat. Și mi-a fost milă pentru că știu că în anii de liceu, când am făcut pașii în credința adventă, vorbeam cu el, citeam amândoi Biblia. Ne hotărâsem amândoi să ne lăsăm de aia, de aia, nu mai mergeam colo, colo. Dar la un moment dat, el a zis, până aici. A pus un stop. El n-a vrut să meargă mai departe. Ce notă comună au toate aceste trei experiențe pe care vi le-am spus? Răzbate ceva din ele. Hai să vedem. Refuzul avertismentului. Mai e vreo părere? Să acționez la timp. Așa este. Așa este. Uite, trec ani, au trecut ani și nu mai poți da timpul înapoi. Dar aceasta este lecția. Și tema mea se numește sistemul de avertizare al sufletului. Am observat din Scriptură și aș vrea să deschide cineva Biblia, în Ezechiel 3 cu 17, 3 cu 18 și 19, și aș vrea să vedem că există un tipar al lui Dumnezeu, din dragoste pentru noi, din dragoste mai ales pentru tineri, înainte de a-ți parcurge anii vieții, El te avertizează ca să ai un drum bun. Există acest tipar de a avertiza. Da? Hai să citim Ezechiel 3, 18 și 19. Cine a găsit, îl invit să citească. Chiar de pe ecran, citiți. Îl invit pe cineva cu atât mai bine. Da? Hai să vedem. Când îi voi zice celui rău, sigur vei muri, iar tu nu-l vei avertiza și nu-l vei vorbi și nu-i vei vorbi și 19? Dar dacă? Dar dacă însă îl vei avertiza pe cel rău, iar pe el, iar el nu se va întoarce de la răutatea lui și de la care cea aia, atunci acesta va muri din cauza nevinirii lui, dar tu îți vei scăpa sufletul. Observați dorința lui Dumnezeu, înștiințează-l, avertizează-l. Și Ellen White povestește, zice ea așa, am nopți când nu pot dormi, am zile când mă frământă sufletul cu privire la oamenii care mor neavertizați. Mi-a plăcut atitudinea ei, zice, am nopți în care nu pot dormi, mă gândesc la oamenii care sunt neavertizați. Gândiți-vă, dragii mei, la familia dumneavoastră, la colegii de la școală, la profesorii voștri, la cei din biserică, la cei de la lucru, sunt ei oameni avertizați? Noi nu vom putea salva toată lumea, nici Dumnezeu nu va putea salva toată lumea, dar spune, Evanghelia va fi vestită ca mărturie, să știe. Când am văzut imagini de la un vulcan din Statele Unite, care a erupt, și ce poate să facă, mi-am dat seama cât contează ca acei oameni să fi fost avertizați. Să plece la timp, e atât de bine să-l avertizezi pe un să știe ce-l așteaptă. Viața aceasta e atât de periculoasă. Mă uitam la târgul de ieri. Aveam rude acolo, prieteni. Dragii mei veneau cu mașini scumpe să spargă gura târgului. Niște limuzine imense. Apoi, unii care aveau bani mai mulți, mâncare, pahar de băutură, iar mâncare, iar pahar de băutură, iar mâncare, iar pahar de băutură. Dar dincolo de asta, am învățat și eu să mă uit mai adânc, observam nefericirea și nemulțumirea oamenilor, temerile lor, se tem de ziua de mâine, se tem de bătrânețe, se tem de boală, se tem că vor fi părăsiți, se tem că nu vor avea noroc în viață și fel și fel de temeri și ei
Culmea este că nu strigă nimeni, băi, oameni buni, ce să fac? Am viața distrusă. Am viața distrusă. Sistemul lumii, sistemul societății e atât de pervers încât te face să te duci spre mormânt fără să strigi. Am nevoie de ajutor. Și de aceea Dumnezeu avertizează. Haideți să trecem iarăși la un moment interactiv. Spuneți-mi, momente din Sfânta Scriptură, momente speciale în care Dumnezeu a avertizat și a contat foarte mult. Eu dau startul. Geneza 2 cu 15, da? Spune așa acolo, Geneza 2 cu 15, că Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului ca să o lucreze și s-o. Ce zice? Și s-o? Ce înseamnă a păzi o grădină? Adică ce presupune verbul a păzi? Să ai grijă de ce? Când păzești ceva, ce implică chestia asta? E un pericol. E o amenințare. Și asta implică că Dumnezeu i-a avertizat, păziți grădina. Doamne, de ce s-o păzesc? Că suntem doar noi doi pe aici. Toate animalele ne ascultă. Mai e cineva. Nu-i așa? Mai era cineva. Păzește-ți grădina. Bun. Mai puteți să-mi dați exemple de avertizare? Momente speciale în care Dumnezeu a avertizat. Hai să vedem. Înainte de potop. Hai să punem Geneza 7, Geneza 7 cu 9. Pe lângă predica lui Noe, Noe prin predica a avertizat. Le spunea, vine potopul. Și la a doua venire Dumnezeu de asemenea va avertiza. Vedeți că vine. Dar acolo, după ce Noe tot a predicat și oamenii au tot respins avertizările lui Noe, mai apare o avertizare ciudată. Hai să citim. Cine vrea să citească? Da? Repede? Ce zice? Cine a intrat doi câte doi acolo? Frații mei, era o lecție asta? Era o avertizare? Nu? Gândiți-vă, oamenii aceia, cu toată necredința și împotrivirea lor, bă, dar până la urmă au văzut câte două animale, familii de animale intrând singure în arcă. Nu trebuia să se întrebe? Și s-au întrebat, spune Spiritul Profetic în Cartea Patriarhii și Profeți, au chemat, spune acolo, oamenii de știință ai vremii și au zis, noi nu putem explica. E ceva ciudat. Poate o fi vreun act de magie, mai știi omul ăsta care e, ce-o fi făcut, nu? Dacă a făcut el corabie fără apă. Dar, spune inspirația, impresia asta de moment a trecut. Au respins ultima avertizare. Dar vreau să mă îndrept către un tânăr. Avem și tineri în seara aceasta. Spuneți-mi despre Samson. Unii știți mai mult, alții mai puțin. L-a avertizat Dumnezeu pe Samson, pentru că tânărul acesta promițător, un tânăr special, destinat de Dumnezeu să rămână un erou al Bibliei, a rămas un erou al Bibliei, dar a murit cu ochii scoși. Și oricât am spune, orice mi-a spune, dacă pierd fără ochi, e greu, nu-i așa? E greu. Vă amintiți din viața lui în ce fel și chip l-a avertizat Dumnezeu? Pentru că vreau să facem o aplicație. Cum l-a avertizat Dumnezeu pe el, te va avertiza și pe tine. Da? Hai să vedem. Cum l-a avertizat Dumnezeu pe Samson? În primul rând l-a avertizat părinții. Părinții, foarte bine. Dragi tineri, foarte bine. Haideți să zăbovim puțin la aspectul acesta. Nu așteptați mesageri speciali din spațiu sau experiențe colosale. Dumnezeu îți vorbește prin cei dragi. Pentru că știe că ești sensibil la cei dragi. Măi, și când calci pe de alături, dar de rușine față de mama și de tata, te mai reții. Sau când tu ca părinte calci strâmb și vine copilul tău, că se întâmplă și asta, măi mamă, măi tată, nu e bine așa. Măi, de rușine față de el, te mai reții de la niște vorbe, de la niște fapte. Deci părinții au fost mesagerii avertizărilor lui Dumnezeu și vă aduceți aminte când i-au spus părinții, nu există, mă, fete în poporul nostru. Nu? Nu există fete la noi? Lasă, tată, că astea-s cu lecțiunile, astea mă scoală dimineața să mă duc la adunare. Vreau și eu una cu manele, cu chestii, nu? Așa. Prin cine l-a mai avertizat Dumnezeu pe tânărul acesta? Sau în ce fel l-a mai avertizat Dumnezeu? Hai să vedem.
în aventura lui printre filisteni a avut semnale că oamenii aceștia la un moment dat îi vor scoate ochii? S-au arătat de încredere? L-au păcălit? L-au ars la suflet de câteva ori? Pentru că și experiențele, dragii mei, experiențele negative pe care le ai în lumea aceasta, și ele sunt avertizări. El putea să compare. Aici este o chestie foarte interesantă. Sunt tineri în lumea aceasta care sunt crescuți în lume, știu, cresc cu băutura, cu înjurăturile, cu de toate. Ei nu știu viața cu Dumnezeu. Și dacă îl întrebi care e viața adevărată, știți ce va spune? Păi asta e. Să trăiești, să te distrezi, să cheltui, să fii cineva. Povestea un tânăr la 21 de ani, sunt foarte deprimat. De ce, mă? Pentru că nu sunt cineva. La 21 de ani deja vrea să fie, nu? Dar a fi cineva presupune mult, presupune mult un traseu. Bun, deci Samson a avut niște experiențe negative. Filistenii l-au păcălit. Știți că a pus el o ghicitoare. Și cum au procedat ei ca să-l păcălească și să afle înțelesul ghicitorii? Cum au procedat? Așa. Și-au și amenințat-o. Deci erau niște semnale de avertizare. Măi, Samson, tinere! Tu crezi că lumea e... Nu! Veneam acum 2 săptămâni de la lucru. Am fost în concediu și am lucrat undeva. Și nu eram la costum și cravată. Era seară, mașina mea era în servis și eram îmbrăcat în pantalonaș scurt și tricou. Eram și obosit și transpirat, murdar. Veneam de aproape acasă. Cum am trecut de colțul unei străzi unde era o cârciumă mică, 3 haimanale, salut, salut! Nu ne cunoșteam. Căutau harță. Și cum am învățat și eu să mă împor, nu bagi de seamă, nu răspund la provocare, te duci. Și m-am dus, dar m-am trezit cu niște bere pe picior, deci aruncase cu bere. Și am stat și m-am gândit, bine, că dacă eram în mașină și la cravată, nu se poartă așa. Dar m-am gândit că noi mai zicem, bă, mai sunt oameni valoroși în lumea asta. Și sunt, dragii mei, oameni scumpi pe care Dumnezeu îi caută. Dar să nu confundăm lucrurile. Aceștia sunt excepții. Lumea e periculoasă. M-am întrebat dacă era o fată pe bicicletă în seara aia. Cu ea cum se purtau? Lumea e periculoasă. Lumea e perversă. Și Dumnezeu spune, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Dar vreau să trec la ultimul semnal de avertizare, judecători 16 cu 16. Haideți să citim. Ultimul semnal de avertizare dat lui Samson de Dumnezeu. Da? Și apoi o să vedem cum răspundem avertizărilor lui Dumnezeu. Da? Ultimul semnal de avertizare, judecători 16 cu 16. Fiindcă ea, citiți. Haideți. Ce a simțit el înainte de a ceda definitiv? Ce a simțit în suflet? Ce însemna neliniștea aceasta? Era o stare de frământare deosebită. Practic, cine lucra în sufletul lui? Cine trăgea un semnal de alarmă? Am citit despre tragedia de la Cernobâl, 86, da, 1986, a prins-o unii dintre dumneavoastră. 2 ingineri cu autoritate acolo au zis, facem un experiment, oprim energia turbinei și vedem cât timp se va învârte turbina în mod liber. Și ca să facă lucrul acesta, trebuiau să oprească niște sisteme de siguranță. Erau 7 sisteme de siguranță, rând pe rând le-au oprit. La fiecare oprire, sistemul de siguranță spunea, faci un lucru periculos, stop, oprește-te. Zran, la următorul, faci un lucru periculos, te rog, oprește-te. Și l-au oprit 7 sisteme. Când l-au oprit pe ultimul, a avut loc o explozie nucleară. Dumnezeu a avertizat. Și în sufletul lui Duhului Dumnezeu
i-a dat o neliniște. Și vreau să spun, dragul meu prieten, când n-ai pace în privința unei decizii, când simți că făcând lucrul acesta nu ești bine cu Dumnezeu, nu, să știi, când Dumnezeu te îndrumă pe un drum, El îți dă pace de plină. La El e limpezime totală. Nu, e o fi așa. Nu, dragul meu, când Dumnezeu te conduce, îți dă o limpezime totală. Haideți să citim în Apocalips, capitolul 3:7. Și veți vedea un principiu al lui Dumnezeu. Nu vreau să zăbovesc mult. Apocalips 3:7 spune: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel care are cheia lui David, cel care deschide și nimeni nu va închide și cel care închide și nimeni nu va deschide. Domnul Hristos este prezentat ca închizând și deschizând uși. Și vreau să aplicăm lucrul acesta la viața noastră, pentru că în viața noastră găsim uși deschise, adică oportunități. Dai la o școală, domnule, și ei. Cauți de lucru și te angajezi aici. Ai ușa deschisă. Dar ați observat că acolo Dumnezeu închide și închide ușile. Îți închide oportunitățile și îți place mult de un băiat. Era o tânără și îi plăcea foarte mult de un băiat. Și a venit la fratele pastor, a zis: frate pastor, te rog să te rogi pentru mine. Țin mult la el și vreau să ne căsătorim. Și el încă nu știe ce vrea. Dar te rog, frate pastor, roagă-te să lucreze Dumnezeu. Și pastorul s-a rugat să lucreze Dumnezeu. Și Dumnezeu a lucrat. Și ea vine: frate pastor, m-a lăsat. Dumnezeu a lucrat, a închis ușa. E groaznic când îți închide Dumnezeu ușa. Și ea, de supărare că Dumnezeu a închis ușa, a plecat de la adunarea aceea. S-a dus să uite și de credință. Și apoi rănile s-au mai vindecat, a revenit lângă Dumnezeu, a revenit în biserică și după ani apare la aceeași biserică. Frate pastor, el e soțul meu. Și fetița aia frumoasă, ea e fata noastră. Pe păi că erai disperată. Era, frate, dar n-am știut. La, Dumnezeu știe ce face. Și băiatul ăla e un dezastru. Bine că mi-a închis Dumnezeu ușa. Dragii mei, când Dumnezeu ne închide ușa, ne supărăm tare. Dar să știți că El știe ce face. El îți închide ușa ca tu să schimbi direcția vieții. Cunosc un alt exemplu al unui tânăr care dorea să se facă inginer și era briliant, era un tânăr briliant. A aplicat la facultatea de inginerie, a aplicat la mai multe facultăți de inginerie, pentru că dorea linia aceasta în viață. Culmea este că n-a intrat la niciuna. În prima fază, toate l-au respins. Oh, era groaznic. În vara aceea, s-a dus cu o grupă de tineri în misiune într-o țară săracă. Și acolo a văzut ce am văzut și eu în proiectul frumos din grijă pentru tine. Medici în slujba oamenilor. Și i-a plăcut și a zis: n-ar fi bine să încerc aici? Și a aplicat la prima facultate de medicină. L-au primit imediat. După ce a intrat aici, a primit acord și de la celelalte. Dar el a înțeles. Dumnezeu mi-a deschis ușa aici, pe ușa asta intru. Vreau să închei, dragii mei, cu un ultim gând, și anume, Proverbe 3 cu 5. Proverbe 3 cu 5. Haideți să vedem. Și până atunci, vreau să vă întreb, vin și lucruri neavertizate în viața noastră? Da? Vin. Fără ro alert, să zicem. Ați văzut că ro alert îți spune, vezi că e urs în localitatea, sau vine cod galben, cod roșu. Dar vin și lucruri, moartea trimite ro alert? Nu trimite. Da? Nu trimite. În viața lui Iov au venit necazurile. A fost avertizat? Nu. Într-o zi au venit toate. Iosif este trimis după frații lui. Și în loc să aibă loc o întâlnire frumoasă, ajunge săracul vândut în Egipt. Fără avertizare. Ce am observat? Când Dumnezeu totuși îngăduie lucruri neavertizate, El mizează pe un lucru. Pe faptul că prin credincioșie noi le facem față. Nu-i așa?
Iosif a făcut față acestor neprevăzute. Și Iov a făcut față. Și tu vei face față fiind în relație cu Dumnezeu. Hai să vedem. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe priceperea ta. Cum ați traduce într-un mod simplu proverbul acesta? Avertizarea aceasta. Așa? Așa. Sigur, foarte frumos. Eu aș spune așa, mergi pe mâna lui Dumnezeu, da? Mergi pe mâna lui Dumnezeu. Ce am observat? Că vin anumite situații de limită în viața noastră. Și atunci, fie ne descurcăm singuri, fie renunțăm la credință, fie vrem să-L simțim pe Dumnezeu aproape și nu-L simțim pe Dumnezeu aproape și unii devin atei în momentele acelea. Unii devin atei când au cerut ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu a tăcut din motivele lui, da? Că El închide ușa și în loc să aștepți cu credință să-ți deschide El ușa, nu, te grăbești și spui nu există Dumnezeu. Alții pun în practică textul acesta și textul spune încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te baza pe priceperea ta. Putem merge și mai departe cu un verset până la 7. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Fratele Butoi, Nicu Butoi, spunea că într-o zi a întâlnit la aeroport un om foarte voinic, era de credință penticostală, un prieten de-a lui foarte înalt, dar pe cât era de mare și voinic, pe atât era de supărat și cu fața plouată. Și a zis, mă frate, ce ai pățit? N-ai vrea să știi în ce sunt eu acum? În ce ești? Am făcut o lucrare de construcție, o lucrare mare la o firmă. Mai au să-mi dea 20.000 de dolari și nu vor să mai dea banii. Și ce o să faci? Mă judec cu ei. Nu pot să-i las să mă păcălească. Și fratele Nicu zice, eu îți recomand altceva. Ce? Mergi pe mâna lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Păi în cazul tău a merge pe mâna lui Dumnezeu înseamnă să te duci la patron și să spui, vă termin lucrarea gratuit. Nu trebuie să mai dați nimic. Și povestea fratele penticostal când mi-a zis să merg pe mâna lui Dumnezeu, să le mai termin și când venea să-i trag una între felinare. Pentru că a merge pe mâna lui Dumnezeu e tare ciudat. E împotriva logicii, împotriva pornirilor și a înțelepciunii omenești. Fraților, omul n-a mers pe mâna lui Dumnezeu, nu s-a lăsat. Că era mare și i-a dat în judecată, dar te pui tu purice cu o companie. 2 ani de zile l-au ținut în șahmat. Și bani, și timp, și nervi. Dar după 2 ani și-a dus aminte să meargă pe mâna lui Dumnezeu. S-a dus la patron și i-a spus ce a zis omul acela. Vreau să vă termin lucrarea. Oh, de cum așa? Vreau să văd, ca să știe oamenii că sunt bun meseriaș, să vadă toți lucrarea terminat. Termină. A terminat lucrarea și la sfârșit, știți ce s-a întâmplat? A primit banii. Nu știu dacă întotdeauna vei primi banii, dar știu că dacă mergi pe mâna lui Dumnezeu vei avea pace. Închei cu o ultimă experiență, dacă mă opriți nu pot, vorbesc fără microfon. O găsiți pe Google, puteți să mă verificați. Titlul în engleză îl găsiți, deci puteți să tastați în engleză și știți asta, dar în română este Miracole în Hiroshima. O tânără din Tokyo a avut o problemă de viață, a fost părăsită și în criza ei a pășit în biserica adventistă, nu se boteza. Și frații de drag, vedeți ce înțelepciune, au pus-o la școala de saba copii. Era lecția despre Daniel și despre cei 3 prieteni ai lui în cuptorul de foc. Citind ei, ea le citea istorisirea, i-a întrebat, măi copii, voi credeți că s-a întâmplat asta? Auzi, cei 3 prieteni în cuptorul de foc, credeți că s-a putut? Și un băiețel zice, eu nu cred că s-a întâmplat așa ceva, auzi să scap de foc. Dar o fetiță spune, eu cred că s-a întâmplat pentru că bunica mi-a povestit că la Hiroshima n-a murit niciun adventist. Foarte interesant. Fata aceasta care îi asculta, lucra și ca reporter și a zis, vreau să fac un studiu de caz.
Vedem, e adevărat ce spune fetița asta? Dragii mei, scurtez, tânăra a studiat istoria. Și ce s-a întâmplat? Înainte de explozia bombei de la Hiroshima, 1945, în august, da? Ce vă povestesc, găsiți acolo. Este document, da? O frântură de istorie. Oficialitățile din Hiroshima au închis Biserica Adventistă. Fiți atenți, avertizarea lui Dumnezeu, da? A închis biserica. Frații au plâns, oh, uite, Doamne, ne-au închis. Nu, era avertizarea lui Dumnezeu. Vreau să vă scap de aici. Toți adventiștii, cu excepția 20, au plecat de acolo. Au plecat. Ei au plâns. Dar Dumnezeu deschidea alte uși. Au rămas 20. Dar și pe aceștia i-a scăpat Dumnezeu. Nici unul din cei 20 n-a murit. Și povestește acolo că era o soră care se ruga în timpul acela. Mare lucru. Mare lucru, da? Să te găsească dezastrul la rugăciune, nu în altă parte. Și suflul exploziei i-a dărâmat geamurile. Dar i-a scăpat. O altă doamnă era medic. Soțul a venit de afară, ars, nu mai scăpa. Și el i-a zis, te rog frumos, toată viața te-ai rugat pentru mine să mă întorc la Dumnezeu. Du-te și scapă copiii. Du-te la spital și scapă oameni. Eu nu mai am șansă, dar să știi că mă întorc la Dumnezeu. Și l-a lăsat acolo. Astfel de... Dar n-a murit niciunul din cei 20. Pentru că Dumnezeu avertizează. Este cea mai frumoasă formă de dragoste. Și vă invit din nou, gândiți-vă la cei dragi din familie. Nu vreau să devenim niște ciudați și niște oameni fără astâmpări, dar vreau să ne punem pe suflet să avertizăm pe cei din jur. Nu știu ce așteaptă, dragii mei. E groaznic să fii fără Dumnezeu. Dar dacă ai pe Dumnezeu, indiferent ce vine, și v-am dat exemple de la Hiroshima, de la vulcanul acela, Vesuviu, da? Lângă Pompei, Titanic, toți cei care au stat lângă Dumnezeu au fost avertizați și au scăpat. Dumnezeu să fie cu noi, cu toți cei din seara aceasta și cu toți cei dragi ai dumneavoastră. Amin. Amin. Va fi